Școala franceză de la Făgăraș începe să bindă contur. S-au semnat contractele cu parteneri, iar ateliere de la Colegiul Aurel Vijole au fost pregătite, astfel încât cursurile să înceapă din această toamnă. Elevii care vor urma cursurile acestei școli franceze se vor putea califica în 4 meserii. La Școala Profesională Franceză de la Făgăraș, astăzi avem 4 specialități, 3 la școala profesională și una la școala pozițională. Cele 3 care sunt la școala profesională sunt cea de operator prelucrări mase plastice și cauciuc, operator prelucrări mecanice, electromecanic, mașini, utilaje și instalații industriale, iar la școala pozițială este specializarea de analist programator, este tot pentru o societate franceză care vrea să-și facă un centru aici la Făgăraș pentru serviciu în informatica de gestiune industrială. Echipa Făgăraș TV a făcut un tur al uneia dintre fabricile partenere în proiectul Școlii Profesionale Franceze de la Făgăraș pentru a vedea ce presupun cu adevărat aceste meserii în care tinerii se pot califica. La Dedien, România, l-am găsit pe Paul Lie, un tânăr de 22 de ani care ocupă postul de reglor. El lucrează de mai bine de 2 ani în această firmă și este foarte încântat de ceea ce face. Primul lucru la redemarajul unei mașini se scoate presiunea de menținere. În cazul în care se întâmplă ceva, să nu împunde tot. Apoi se dă să se injecteze. Piesele nu sunt bune. Au tot felul de probleme, retasuri, bavuri. Și în cauza asta nu sunt acceptate. Se injectează maxim 2-3 ori până piesa iese întreagă. Pe urmă se reface presiunea de menținere. Se mai injectează o dată, o singură dată, fără modul la robot. Și dacă totul este în regulă, se pune și robotul în mod automat și se dă drumul la producție. Sunt angajat la fabrica de Dien, România, pe postul de reglor prese injecție mase plastice. Este o meserie frumoasă care te ajută pe viitor. Poți să faci rost de o diplomă cu calificare europeană și te ajută să te dezvolți din punct de vedere mental și fizic. Dacă la prima impresie manevrarea acestor prese pare complicată, angajații de aici ne asigură că nu este deloc așa, mai ales dacă există implicare și dăruire. Meseria de operator CNC este o meserie de viitor. E o meserie care nu implică să știi foarte multe cunoștințe mecanice și să nu ai foarte multă practică anterioară. Bineînțeles, trebuie să vii din școală cu un bagaj minim de cunoștințe tehnice, de minim de desen tehnic industrial, cunoștințe minime de măsurare cu aparate de măsură Schubler și micrometru și, bineînțeles, să vii cu foarte multă voință și dornic de a învăța ceva nou. Fabrica din Făgăraș de Dien, România, este producător de componente auto. Am participat și noi la producerea unor noi componente pentru autoturisme. Este o meserie de viitor, este foarte interesantă, mai ales după ce intri un pic în detalii, să vezi un pic cum funcționează toate mașinile. Eu, părerea mea este că este o meserie foarte interesantă, se câștigă bine, mai ales că este un domeniu de viitor și avem în vedere să ne dezvoltăm mult mai mult. Este o firmă multinațională. Eu cred că asta cam zice tot. Astfel, din această toamnă, elevii se pot înscrie la școala profesională franceză și se pot califica în meserii de viitor. De asemenea, un lucru foarte important este că elevii care vor învăța la școala franceză au toate șansele ca la absolvirea școlii să obțină un post în una din aceste fabrici.